Consiliul Județean Mehedinți a înregistrat progrese semnificative în reabilitarea drumului județean 562, ce traversează satele Scăpău și Devesel. În cadrul acestui proiect, finanțat prin fonduri europene accesate prin programul regional Sud-Vest Oltenia, constructorii au finalizat deja aplicarea primului strat de asfalt pe 8 din cei 12,7 km ai drumului. Lucrările pe drumul județean 562 au fost monitorizate îndeaproape de președintele Consiliului Județean Mehedinți Radin Georgescu, care a efectuat o vizită de lucru în zonă pentru a verifica stadiul proiectului și calitatea intervențiilor. În cadrul vizitei s-a observat faptul că în ambele sate, Devesel și Scăpău, se circulă deja pe un drum reabilitat, iar echipele de lucru continuă să intervină la trotuare și alte elemente de infrastructură locală. Devesel, Consiliul Județean Mehedinți lucrează intens la asfaltarea unui drum județean în lungime de 12 km și 700 de metri. Mai exact, un drum județean care începe de la intersecția cu DN56A din Stărmina, traversează satele Scăpău și Devesel și ajunge la intersecția cu DN56B. După ce s-a scos tot ceea ce era vechi și s-a făcut infrastructura necesară, am pus deja primul strat de binder și urmează să punem și al doilea strat de asfalt. De asemenea, în satul Devesel am verificat acum stadiul lucrărilor și am constatat că s-au făcut trotuarele în cea mai mare parte din sat. Deja s-a pus asfalt pe acestea. Constat că s-a schimbat aspectul comunei într-un mod foarte bun și cred că și locuitorii sunt mulțumiți de ceea ce văd că face Consiliul Județean Mehedinți pentru comuna Dunalar. Acesta a precizat că investiția în infrastructura rutieră reprezintă o prioritate pentru autoritățile județene. Reabilitarea drumului județean 562 face parte dintr-un plan amplu de modernizare a drumurilor din Mehedinți. Susținut de organizația PSD Mehedinți, parlamentari, primari, consilieri locali și județeni, precum și de Guvernul României, condus de premierul Marcel Ciolacu. Primarul comunei Devesel, Valentin Popescu, a subliniat importanța vitală a reabilitării drumului județean 562 pentru locuitorii din zonă, declarând că această investiție nu doar că îmbunătățește considerabil infrastructura rutieră, ci va avea un impact pozitiv major asupra întregii comunități. Este o investiție importantă la care s-a implicat foarte mult Consiliul Județean. Lumea din comuna Devesel e super mulțumită pentru calitatea lucrării, pentru felul cum e aplasamentul și pentru firma care execută lucrarea. Eu n-am ce să spun decât atât, mai laude și mulțumiri și constructorului și Consiliului Județean care este direct implicat în acest proiect. Reabilitarea drumului județean 562 este esențială pentru conectarea mai bună a satelor Scăpău și Devesel cu arterele naționale, drumul național 56A și drumul național 56B, facilitând astfel un acces mai rapid și sigur către centrele urbane din județ și din afara acestuia. Proiectul va contribui la îmbunătățirea mobilității locuitorilor, dar și la stimularea dezvoltării economiei locale. Odată finalizată această investiție, va oferi locuitorilor un drum modernizat, capabil să susțină cerințele actuale de trafic și să sprijine dezvoltarea economică a regiunii. Lucrările continuă într-un ritm alert, urmând ca întregul traseu de 12,7 km să fie complet asfaltat și dotat cu elemente moderne de siguranță rutieră. Această investiție face parte din strategia autorităților de a crește calitatea vieții locuitorilor din județul Mehedinți prin modernizarea infrastructurii rutiere, care este un factor cheie în dezvoltarea economică și socială a regiunii.